Salut la toată lumea, numele meu este Xlader și bine v-am găsit la un nou episod din Găsește emojul ascuns, varianta foarte grea, cu două emojuri ascunse. Cu siguranță știți că în trecut aveam o serie cu Găsește emojul ascuns, mi-a trimis cineva niște poze și va trebui să găsim emojiul ascuns, Rafaele. Nu știu cum vom face, dar îl vom găsi. Două emojiuri ascunse, haideți să dăm drumul, rupeți butonul acela de like dacă vreți să continuăm seria, Rafaele, și să facem cât mai multe episoade. Hai să vedem. Prima poză. Poza asta e din România, Rafaele? Sau? Că nici nu mă prind. S-ar putea să fie din România asta, nu? Nu știu. Nu știu dacă avem noi așa ceva în România, dar spuneți-vă, eu am văzut un emoji unde e Rafaele. Tu ai văzut unul? Nu l-am depistat încă. Am văzut unul, un emoji. Și mai trebuie să mai găsim unul, însă nu-l văd unde. O să vă arăt eu, nu știu dacă pot să pun pe filmare, să editez la fiecare emoji unde sunt, dar o să încerc să facem videoclipul cât mai calitativ. Rafaele, mai ai 5 secunde să găsești. 5, sunt 2, 4, da, 3, 2, am văzut craniul ăla, dar ăla nu-l văd. Ok, avem un craniu aici, unde fac eu cu mouse-ul. Și mai este un emoji, Rafaele, este foarte bine pus. Și l-a pus bine cine l-a pus acolo, nu vezi? No, îți dau un indiciu, constelația. Nu știu ce e aia, o stea, o... Unde? Ceva unde? În stânga acolo. E o floare, Rafaele, o floare. Este emojiul de pe iPhone, de pe iOS. Mai departe. Hai să vedem. Avem un Logan aici, foarte șmeche. Nu, ce asta, Sandero? Bă, da, e mișto Sandero ăsta, l-aș cumpăra și eu. E super wide, nu vezi? E wide. Ok, văd acolo un emoji. Văd acolo un emoji. Vezi și tu un emoji undeva? Văd niște copaci. Așa. Așa. Alții văd un pup emoji. Unde-l vezi? Că oare nu-l văz eu. La roată. Ah, ok, l-ai găsit pe ăsta de aici de jos. Da. Un pup emoji și mai e unul, care-l văz eu prima oară, care îmi sări în ochi. N-are cum să nu sară ochi, Rafaele. E un trifoi. Un trifoi dampon. Wow, putea să-l pună pe aici, pe altundeva, nu știu pe unde, pe aici, pe unde nu puteam să-l vedem. Dar cei că vin din ce în ce mai grele. Prima a fost de încălzire, asta e de încălzire, să vedem următoarea. What? Uite, știu ce mi-a pus poză cu August aici, Rafael. O Augustina. Ok. A văzut Rafael un emoji? Unde l-ai văzut, Rafael? Că am văzut că ai făcut un șusel. L-am depistat, Marius. Unde e? Pe sânii lui Augusta. Uite aici. Ok, l-am văzut și eu și mai e unul. L-am văzut și pe ăsta. O inimioară. Wow, ce rapid, Rafael. E o inimioară aici. A treia poză asta, nu? Da. Trecem la următoarea poză. Și ne avem ce asta. Sunt pozele astea, Rafael? De ce făceai tu schemele astea? Și de ce pui poza aia cu albă? Ok. Nu știu. Ha, ai văzut un emoji. Dacă nu-l vezi, înseamnă că... Asta sunt prea ușoare, mare. Cred că devine din ce în ce mai ușor, mai greu. E prost pus. Asta e pus aici niște picioare. În stânga și în dreapta. Și stânga ce e? Că nu văd. O știu, o săgeată ceva. O stea e, nu vezi? Eu văd mai bine că am dat monitorul alb. Aici e o stea. Te-ai întoarsă. Hai să vedem, Rafael. Hai să vedem. Aici. Mamă, cu clonul. Scary. Ok, ok. Ok, văd acolo una. Cum e pusă, Rafaele. O vezi și tu? E rândul tău să zici, Marius. Ok, hai să vedem. Deci, placam, nu e nimic. Sunt sigur că mulți au găsit acum emoji înaintea mea, Rafael, de când am dat scroll. Deci, avem aici un emoji, celălalt nu-l văd. E pe umăr. Unul care face un... Un wink. Sau cum se numește. Da. Și pe umăr o față de-asta așa care râde. Ok. Mai departe, la câte poze este? La 4 sau la 5? Cred că... 5? Ok, acum una că plâng eu, Rafael. Wow. Bă, ce amăgit ești. Plângeam. Pune-le la oameni să-ți trimită pe mail dacă mai au. Plângeau să-mi trimiteți pe mail dacă mai aveți, dar trebuie să fie o anumită rezoluție, să-l pot încadra în video, să fie HD. Ok, am văzut unde e unul și celălalt, unde e? Ai văzut, Rafael? Ai detectat ceva? E prea ușoare. Zi, Rafael, unde sunt? Zi tu. Pe mână, în stânga, în dreapta, jos și pe piept.
Dreapta jos este un emoji care face cum? Cum se numește emoția? Smirk. Ca și cum ai fi tu șmecher, așa, și ai zice ceva, da, și ești da, șmecher. Da. Ești dabiș. Ești cumva dabiș, așa, șmecher. De ce plângeai, Marius? Că era ziua mea și că îmi bătrânesc. Oh. Și aici mai am un emoji. Am să vedem unde sunt alea grele care să le dau ei. Wow. Ia. Yeah. Hai să vedem. Wow. Bă, nu sunt așa grele precum așteptam eu. Nu l-am depistat, dar nu știu unde. Ce ai depistat? Am depistat și unul, să-mi dacă e același. Un like. Da, like-ul l-am văzut și eu. Like-ul este aici. Aici chiar undeva arăt eu cu mouse-ul. Și celălalt, Rafaele? Like-ul l-ai depistat? Da, știu unde e. Și eu l-am depistat, Marius. Unde? E la stema. Un wow, bot. Unde l-a pus. Dar chiar s-a sortează, gen. Zici că ar fi de aici. Ce emoji este, Rafael? Trebuie să zicem și ce emoji. Este emojiul cu lacrima, varsă o lacrimă, Rafael. Cred că emojiul ăsta cu lacrima se potrivea mai bine în spate. Și aici am un like, înseamnă că îi place. Adică dă like și varsă o lacrimă pentru mașina asta. Așa înțeleg eu, nu? Da. Wow, asta e pădurea. Unde îmi place e mie pădurea bătind de zi aia ta bântuită. Da, 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 îmi place pădurea foarte mult. Vezi ceva straniu în pădure? Văd un ursuleț. Văd și ursulețul. Deci ursulețul este aici jos. Da. Și mai trebuie să mai găsim ceva. Văd ceva, Rafael Straniu. Deci văd ceva și nu știu de ce a zis că sunt foarte grele. Niște frunze. Frunzele astea. Dacă le puneam mai bine, nu știu cum unde să le fi pus pe aici. Nu știu. Ok, frunzele astea de aici. Mai departe, oraș. Asta e România, nu? Da, da, da. Wow, ce frumos în România, Rafael, vreau și să stau aici. Chiar, mama, evoluam în România, n-ai ce să zici. Unde mă, România asta? Dar e prosperă, de-asta. E în București, așa aranjat. Toți oamenii parchează frumos. Pe parcarea aeriană. Nu în București, dacă arată așa, în secunda asta. Nu cred că e în București. Ok, ia să vedem. Am văzut ceva. Ce te pistez eu, aici ceva. E mai complicat. Am văzut ceva, Rafael, prima emoji pe care îl detectez. L-am văzut și eu. Le-am văzut, măi. Ce ai văzut, Rafael? Ai cum să te ascunzi de ochii ai mei. Ce ai văzut prima oară? O broască. Broască am văzut-o și-o, dar celălalt un wink. Unde e wink-ul? Broască am văzut aici, dar wink-ul. Mijlocul ecranului. Aici? Da, mai jos. Asta de aici, ok. Deci wink. Wow. Trecem mai departe. Cred că aici e România. Pare a România. Poiana lacului. Da, aici e România? Ce zici? Da, mi-e mișto pe istaj, nu e ce zice. Ok, văd un emoji acolo. Văd amândouă emojiurile, de fapt. Când sar în ochi. Mie mi-a sărit doar unul în ochi. Cum ar fi? Ce emoji ți-a sărit? Niște frunze. Frunzele le-am văzut, dar mai e unul. Pus bine. Pus bine de tot. Să sortează cu bluza ta. Hai că să duci și... am văzut, da. Ți-am dat și... O inimioară. E o inimioară, dar e pusă bine, să știi. E ascunsă bine, o? Hai să vedem. E ce, în București? Nu e în București, e deal. Nu e deal în București, e altundeva. Brașov, unde e? E București la deal. E pe Brașov, pe unde asta? Hai, Rafael, îl găsești emojiul? O, că abia mi-a arătat poza. Am găsit unul. Dai să vedem. Le-am găsit, bă. Ok, unul l-am găsit și eu. Am văzut diamantul ăsta aici. Și altceva? Unde mai sunt? E o inimioară, atâta zic. Uite aici, asta. Aici? Na. Bă, trebuie să fie în România asta. N-are cum să nu fie în România. Să detectăm ceva în România. În România, semnul ăsta. Patiserie, scrie aici. Ok, am văzut inimioara. Scrie patiserie aici, Rafaele. Deci în România. Da. Mai departe. Un Logan. Fii atent, ăsta e nou Logan. Mai ții minte cum erau pe capotă alea? Uite, și ăsta are pe capotă. Să nu zboare capota. Ce sunt, mă, alea? Logan. Nu alea de pe capotă. Dă alea cum ai tu pe My Summer Car. Mm-hmm. Ok, am văzut emoji-ul. 1. Bă, steagul ăla e bine, pus eu credeam că e de la mașină. E un steag. Da, steagul, emoji. Deci e Dacia Logan Fia GT. E Dacia Logan GT asta. Mi-aș lua și eu Dacia de asta dacă ar fi așa.
Tu vei și... Nu știu, al doilea emoji unde... A, l-am văzut, bă. Pe bot. E pe bot, e o lacrimă. Deci, lacrimă. La fiecare mașină pune o lacrimă, nu? Lacrimă roșie. Oh, cu Clash Royale. Hai să vedem cu Clash Royale. Ia. Yeah. Stai că nu știu unde sunt. Unde? Ok, văd ceva straniu. Plecarea ar trebui să fie. Și încă ceva. Ah, gata. O să știi că asta fu grea. Cred că de-astea ar trebui să facă cu multe culori, știi? Ai găsit? Hai mă, că e ușor. Nu găsesc nici măcar un emoji. Îți dau eu un indiciu. Ia. Un emoji e opusul culorii tale de la tricou. A, uite, am văzut, gata. Ce ai văzut? Pălărie. Da, asta inimial. L-am văzut eu. Am văzut și eu pe ăsta. Și mai e una. Unul care nu știu dacă e emoji neapărat. Bă, păi dacă nu e emoji... Nu știu. Știi care era fene? Arată ea. Bomba asta. Bune! Ah, dar stai că ăsta aruncă cu bomba, deci nu e bomba. Bă, că e prea bine, are și umbră pe aia. Vezi, nu vezi nimic straniu, că eu vă zic ceva. Acolo la castel văd. Ce vezi? E un chatbox de la. Un chatbox, ăsta era, da, asta l-am văzut. Asta a fost bine pus, dacă te uiți așa în perspectivă, nu-l vezi. Da. Și hai să vedem, uite aici, asta e din GTA sau? Da. Ah, le-am văzut. Bă, dar sunt ușoare, mă. L-am văzut o lună. Luna am văzut-o și eu. Deci luna este aici, jos, hop. Și mai e ceva, Rafael. Vezi ceva straniu? Nu-mi dau seama. Mamă, ce bine e pus. Foarte mișto, Rafael, asta. Nu văd, Marius, nu văd. Mamă, de pus, nu pot să spun. Mamă. X-ul ăla, dar nu e. Care mă X? Nu aici, e, X-ul ăsta de aici? Mhm. Păi X-ul de la tren, Rafael, de-aia de la tren. M-a luat botul, Marius, nu văd. Eu l-am văzut. Știi care e emoji-ul? Zi. Semnul ăsta de aici. Nu e. Ăsta, mă, uite aici. Aaaa. Nu vede inima asta, păsă. Wow, ok. Astea au fost, Rafael, de pozele, se pare că nu mai e next. Ce zici, care ți-a plăcut cel mai mult? Asta cred că a fost cea mai grea ultima. Ultima cea mai grea, care ți-a plăcut cel mai mult? Poza asta am pus-o eu pe... Poza aia e poza pe care am pus-o eu pe... Community tab. Și asta le-am pus. Cu pădurea îmi place mie cel mai mult. Ție care îți place? Mie îmi place poza aia cu București. Asta? Da, da, da. Deci București în cât? În 2200. În 3200. Ok. Cam atât și cu acest episod, eu am fost X-Lader. Dacă v-a plăcut cumva, apăsați și voi butonul de like și trimiteți-mi challenge-uri din astea cu pozele făcute pe dimensiunea asta așa frumos. Eu am fost X-Lader, la revedere!